Asociația Județeană de Fotbal a programat pe 1 iunie faza finală a campionatului național Interliga Județeană. Noutatea de anul acesta o reprezintă ora de disputare a meciurilor. Toate partidele se vor juca pe Gloria în nocturnă. Astfel, spun organizatorii, asistența la meciurile de fotbal juvenil va fi crescută. Campionatul național Interliga Județeană, competiție destinată jucătorilor de 7, 8, 9 și 10 ani. Ne aflăm la faza finală. În data de 1 iunie vom avea premierea participanților. Vor fi premiați toți competitorii. Avem peste 400 de copii reprezentând 10 cluburi din județul Buzău. Ca premieră, această competiție se va desfășura pe stadionul Gloria Nocturnă. Așadar, 1 iunie, fiind și ziua copiilor, această competiție de la orele 19 își va începe activitatea, iar în jurul orelor 21-30 vom avea festivitatea de premiere. Competiția va aduna la start peste 400 de copii de la toate școlile de fotbal din județ, dar și de la liceele cu clase specializate, precum Marie Coandă sau liceul cu program sportiv. Avem 10 cluburi de fotbal, fie private, fie liceul sportiv de stat sau liceul în Coandă. Majoritatea sunt cluburi private. CSM Râmnicu Sărat, Viitorul Buzău, Atletichis Buzău, Stăluința, Dacia Buzău, avem LPS Buzău, avem, v-am spus, sunt în total 10 echipe care au, fiecare echipă participă, este un campionat, 4 campionate într-unul singur, adică fiecare echipă, spre exemplu LPS Buzău, participă cu la 4 grupe de vârstă. Pentru promovarea fotbalului juvenil la JFM, în parteneria cu Inspectoratul Școlar Județean, va mai demara o competiție intitulată Tot orașul joacă fotbal. Meciurile interșcolii se vor disputa cel mai probabil pe parcursul vacanței, iar participanții vor fi premiați cu excursii la meciurile organizate de Federația Română de Fotbal.